La aproape o lună de la lansarea programului economic al PSD-ului, redenumit al USL-ului, s-au trezit liberalii că au avut și ei o contribuție la elaborarea documentului. Au mai pus o virgulă pe aici cu alea, au mai schimbat câte un cuvânt cu altul și se cheamă că sunt autor de program economic de scoaterea țării din criză. Și, drept urmare, s-au gândit să-i trimită în turneu prin țară pe ei mai mici din partid, mici la stat, dar și la sfat. În Dâmbovița l-au trimis pe unul dintre adjuncții secretarului general, Iulian Butnaru pe numele său. De la mica sa înălțime de lideraș politic, circa 165-170 de centimetri, Butnaru a recitat din foile avute sub nas cum stă treaba cu cota unică în trepte. Aici ne-a cam pierdut. N-am înțeles și pace cum devine chestia cu impozitare unică și diferențiată în același timp. Am mai încercat Butnaru să ne explice că tipul de impozit propus de ei este unul regresiv, nici de cum progresiv. Impozitarea nu este progresivă, este regresivă, dacă n-ați remarcat. Deci cota unică a rămas și este regresivă, adică de la 16, 12, 8. Este o scădere a fiscalității. Este o scădere a fiscalității? Este sau nu? Este mai puțin de 16%? Este un principiu liberal că impozitele mici luate de la mai mulți reprezintă liberalism? Și n-am vrut să fim tâmpiți și imbecili. Deci, să explicăm clar, să înțeleagă toată lumea, inclusiv ajutorul de secretar Butnaru. Când procentul de impozitare este direct proporțional cu nivelul salariului, impozitul este progresiv. Când procentul este invers proporțional cu nivelul salariului, impozitul este regresiv. Mai exact, crește salariul, crește procentul, înseamnă că avem impozit progresiv. Crește salariul, scade procentul, avem impozit regresiv. E clar, domnul adjunct de secretar. Acestea fiind spuse, le-am sugera uslașilor PSD și peneliști deopotrivă să-și intituleze taxarea impozit guraliv, costeliv sau cum ori dori, că nu-i nicio diferență între ideile lor și propunerile noastre.